Ghici câte să aici. Activitate matematică. Dragi mei, vă invit să ne jucăm cu cifrele cu mulțimile corespunzătoare acestora și să învățăm mai multe despre cifra 4. Cifrele sunt curioase dacă știți răspunsul la următoarele ghicitori. Poate fi asemănată cu un ou oval colac. Prima este așezată. Care e cifra căutată? Bravo, ați ghicit, este cifra 0. După 0 este pusă două linii cifrare, una mică și alta mare. Care e cifra asta oare? Bravo, ați ghicit, este cifra 1. Seamănă cu un rățui și nu are penemui. Este simplu de făcut, sigur știți, e cifra ați ghicit! Bravo, copii! E un o pe jumătate, cifra iesilor din carte. După doi el se așează, care cifra asta oare? Ați ghicit! Este cifra 3. Del primești din în întâmplare, este o rușine mare. Chiar de nu poți sta pe el, zici că e un scaunel. Ați ghicit! este cifra 4. Bravo copii! Acum vă rog să priviți imaginea și să-mi spuneți câți fulgi sunt în imagine. Așa este, în imagine sunt patru fulgi. În imagine avem două mulțimi, mulțimea băiețeilor și mulțimea plovărașilor. Haideți să vedem câte elemente are mulțimea băiețeilor și câte elemente are mulțimea plovărașelor. Corect! Mulțimea băiețeilor are trei elemente, iar mulțimea plovărașelor are patru elemente. Haideți acum să îmbrăcăm fiecare băiețel cu câte un plovăraș. Ce observăm? Observăm că mulțimea plovărașelor este mai mare cu unul decât mulțimea băiețeilor. Deci, 4 este mai mare decât trei. Haideți să vedem câte elemente are mulțimea clopoțeilor. Corect! Mulțimea clopoțeilor are un singur element. Și care este cifra corespunzătoare acestei mulțimi? Bravo copii! Cifra corespunzătoare este 1 câte elemente are mulțimea oamenilor de zăpadă? Bravo copii! Mulțimea oamenilor de zăpadă are trei elemente. Și care este cifra corespunzătoare acestei mulțimi? Corect, cifra corespunzătoare este cifra 3. Dragii mei, dar mulțimea ciorăpeilor câte elemente are? Corect, mulțimea ciorăpeilor are 4 elemente. Și care este cifra corespunzătoare? Bravo! Cifra corespunzătoare este 4. Și acum, să numărăm crescător. 0 1 2 3 4. Și descrescător? 4 3 2 1 0. Felicitări, copii! V-ați descurcat minunat! Cifra 4 ați învățat!